Transportul public în Chișinău și Bălți este gratuit începând cu data de 25 martie. Comisia pentru situații excepționale a decis ca taxatorii să nu mai fie prezenți în autobuzele și troleibuzele din cele două municipii. Premierul Republicii Moldova Ion Chicu a precizat că măsura are scopul de a minimaliza contactele între cetățeni în perioada epidemiei de coronavirus. Pentru municipiul Chișinău și municipiul Bălți, pentru următoarele două săptămâni, transportul public va funcționa fără prezența taxatorilor în interiorul mijloacelor de transport, ceea ce înseamnă că întreprinderile municipale prestatoare de servicii de transport publice vor presta aceste servicii fără a percepe mijloacele financiare, bani de la pasageri. Facem această sau introducem această acțiune pentru a limita contactul taxatorului, persoane care percepe banii pentru deplasare, și pasagerii propriu-zis. În municipiul Chișinău, municipiul Bălți, în stațiile pentru ambarcarea pasagerilor vor fi pasați, antrenați reprezentanța Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura respectarea de către pasageri, dar și conducătorii mijloace de transport, a cerințelor instituite de comisie, adică de a transporta pasageri exclusiv pe scaune. Alt subiect discutat este o măsură care vine în întâmpinarea persoanelor cetățenii Republicii Moldova care au introdus autoturisme pe teritoriul Republicii Moldova în regim provizoriu și care, conform legislației, trebuie să excludă aceste automobile, să le scoată de pe teritoriul Republicii Moldova timp de 180 de zile. Este clar că acum este imposibil de a face acest lucru. Respectiv, comisia a venit cu decizia de a exclude din numărătoarea acelor 180 de zile perioada stării de urgență. Deci pe perioada stării de urgență nu se contabilizează zilele respective. Mai departe, este propunerea Băncii Naționale de a veni cu unele modificări în ceea ce privește termenii de reglementarea unor situații, deci a fost aprobată și susținută propunerea Băncii Naționale. În afară de aceasta, pentru a spori capacitățile Spitalului Clinic Republican de a face față provocării în domeniul epidemiologic, a fost luată decizia de comisia respectivă de a opera modificări la nivel de managementul acestei instituții, deci va fi înlocuit directorul actual acestei instituții medicale.